Da? Președința ducelui și ducesei de nuci. Șefa mea vine să vă atace castelul. Cu siguranță nu-s vești bune pentru noi. Lizby, cine-i la ușă? Cineva care vrea să ne ocupe castelul. De ce ai vrea să ne ocup castelul la prima aniversare a fiului meu cel mic? Luați-l! Nu! Ascultați! Auziți? Stăpâna mea vine aici cu o armată întreagă de zombi. Oh, ce minunat! Ascultați-mă! Oameni buni, fugiți să mă salvați! Am scris acest cântec despre un pescar. Îmi place mult cum stai în barca ta. Să vin lângă tine, să te mănânc aș vrea. Dar asta aș vrea, să te mănânc. Nu faci asta, Marcelin, te implor! Ce să nu fac? Ai întârziat, Marcelin? Fiul meu e topit de nerăbdare să te asculte cântând. Ce? Am uitat! Marcelin cântă în seara asta. Deci are să fie rea și apoi? Poate că personalitatea o face să pară rea, dar exagerez. Hei, de ce ești așa de îngândurat? Hai să petrecem! Bine! Hei, sufletul petrecerei, Marcelin! Îți plac chestiile drăguțe, nu? Da, sigur! De ce? Atunci asta o să-ți placă! Cea mai drăgălașă plantă din lume! Wow, ce tare! Poftim, mănâncă-i din fructe! Vezi ce se întâmplă! Bine! Un cocoloș! Bun, valetule, acum trebuie să faci ceva. Ce anume? Vreau să duci planta asta afară și să o elimin. Ce? Cu securea bas. Până aici ce-a fost. Nu sunt foarte sigur de ce. Sunt sigur că va fi bine. Nu înțeleg. Mereu e o șmecherie în ordinele lui Marcelin. Da. Care-i treaba cu tufa asta? Nu-i nicio șmecherie, o moară odată. Dar ce? Trebuia să o faci bucăți cât era încă adorabilă. Credeam că...